Salutare și bine v-am găsit la încă un episod din B-Vlog. Eu mă numesc Demirel, iar astăzi este o zi tristă. Doliu mare în toată țara. Vacanța de vară și dat obștesc cu sfârșit, iar lumea acum se întoarce la școală. Acum că școala a început, serverul are mai puțin dămâiști, abuseri sau post-hunteri. De ce, vă întrebați? Simplu, acum trebuie să streseze profesorii și colegii de școală pe lângă playerii de pe server cu voce și talentul lor. Cine vă recomandă? Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu! Un răspuns excelent! Haterii sunt de toate formele și culorile, însă puțini pot exprima un adevăr mai puternic, mai just, mai elocvent, ca Horatiu Joacă, care spune... Sunteți de acord, nu-i așa? Rar cineva care să împartă cu noi o așa experiență de viață. Monumental. Pur și simplu, monumental. Având în vedere că un eveniment important a avut loc, și anume că a început școala, serverele noastre sunt și ele în sărbătoare. Dacă se poate numi sărbătoare. Și că de fiecare dată când este ceva de sărbătorit, avem pentru voi tradiționalul Get Gift și Quest. Pe muntele Cilia de data aceasta a fost readăugată comanda Get Gift, pe care o puteți folosi de 4 ori pe zi. Puteți câștiga între 1000 și 5000 de dolari, între 1 și 5 respect points sau între 10 și 50 de gold. Mai mult, aveți și un quest. Trebuie să găsiți 150 de statui Tiki, câte 50 în fiecare oraș. Premiul constă în 30.000 de dolari, 20 de respect points, 10 puncte de job și evadare și 200 de gold. Și bineînțeles, când e vorba de quest, e vorba de hărți. Numai că acum primiți un ajutor din partea celui mai mare vânzător de hărți gratis de pe server. Mă refer, bineînțeles, la însuși Bizon. Pe pagina de Facebook a comunității a fost postată harta alcătuită de către Drej Junior cu locațiile tuturor statuilor Tiki. În descrierea clipului am lăsat linkul către profilul nostru de Facebook, de unde o puteți lua. Și dacă tot sunteți acolo, dați și un like și un share. Ca să nu vă moare pisica și să vă pice netul la ori, da? Gata! Gata cu accidentele la locul de muncă! Spunem stop accidentelor! HP-ul are prioritate! De acum înainte, vehiculele de la carieră și cele de la fermă nu se vor mai lovi între ele. Indiferent de numărul de jucători la acele două locații, dacă vă aflați într-un vehicul al jobului respectiv. Nu veți mai avea incidente neplăcute. Cu alte cuvinte, vă urăm spor la treabă! Aplicația săptămânii. Întotdeauna suntem surprinși de către jucătorii noștri de pe server. La modul gură căscată surprinși. Va fi mereu acel cineva care va spune sau va face ceva total neașteptat, contrar tuturor așteptărilor. Cum îl avem săptămâna aceasta pe Arturo, care la motivul pentru care vrea să intre în facțiune, spune: precum femeia este o creatură menită să fie iubită, nu înțeleasă. Și eu sunt o femeie menită să vegheze la bunăstarea și ordinea comunității. E bine că e cineva care să aibă grijă de așa ceva. Doar o problemă. Îmi numesc Marcel și locuiesc în București. Dacă băiatul, femeia, nu e sincer, sinceră, atunci nu știu ce. Puțin au curajul să admită asta. Iar pentru asta, Arturo, te susținem și te felicităm. Și cu asta încheiem și episodul de astăzi. Sperăm ca noua față a emisiunii să fie pe placul vostru, iar dacă aveți sugestii sau hiterală, o așteptăm în secțiunea de comentarii de mai jos. Ne revedem episodul următor. Acum că școala a început, ce-mi de dracu era replica? Precum femeia este o creatură menită să fie iubită, nu... Hai mă,